Black Friday se anunță în acest an, o sărbătoare a shoppingului sub semnul austerității. Pandemia de COVID-19 a influențat în mod semnificativ obiceiurile de consum. În 2020, românii nu mai cumpără atât de multe haine, produse cosmetice și accesorii. Analiștii preconizează că oamenii se vor concentra pe bunurile de strictă necesitate care au legătură cu munca și traiul de acasă. Black Friday a debutat deja în unele magazine, însă punctul culminant va fi în data de 13 noiembrie, ziua în care cei mai mulți jucători de pe piață vor organiza oferte speciale. După un an 2019 în care Black Friday a depășit borna de 300 de milioane de euro în încasări, în acest an se estimează vânzări în scădere cu cel puțin 20%.